Bun, sunteți pregătiți? Haideți să începem! Bine v-am găsit, dragi prieteni, la reluarea unui seminar pe care l-am ținut săptămâna trecută, un seminar care a avut foarte mare succes, un seminar în care ne-am dat seama că targetul nostru specific sunt acei educatori și acei oameni care vor să aducă mai multă interacțiune în activitățile lor de formare online. Ce vă invit este, așa cum spuneam mai devreme, să aveți un caiet în care să vă notați, să aveți lângă voi un pahar cu apă sau o sticlă cu apă, să aveți grijă de și să îndepărtați factorii care vă pot distrage atenția, pentru că urmează 2 ore în care vom discuta despre educație și ne vom implica în câteva activități educaționale, câteva mici joculețe, cum le spunem noi. Eu sunt Călin Iepure, sunt unul dintre cei trei fondatori ai Selification. Selification este o companie care tocmai cu asta se ocupă, cu trainingul experiențial. Momentan avem undeva la 57 de trainer certificați în metodologia noastră, care este o metodologie de training bazată pe joacă. Învățăm pe oamenii de business să vândă mai bine jucându-se. Totodată coordonez cel mai mare club de business networking din România și poate unii dintre voi m-ați văzut la Business Days, împreună cu Mihaela Tatu, moderez și cel mai mare eveniment de business din România, Business Days. Îi am alături de mine pe Răzvan, colegul meu Răzvan, el este omul activităților de formale, este creator de context și de content, totodată este cel care are sute de ore de training la activ pentru adulți, tineri și copii, este NLP practitioner și unul dintre cei mai buni coach de public speaking din Timișoara, spune. Iar cel de-al treilea coleg, care reunește sau care încheagă acest trio este omul online-ului, omul experiențialului, cel care are peste 10.000 de participanți la cursurile sale online, a ținut traininguri din China, în Caucaz, Europa, totodată a ținut și la un moment dat un training pe un vapor. Este colegul nostru Bogdan Vaida. Și o să-i rog și pe colegii mei să aibă imediat câte o intervenție. Înainte de asta aș vrea să vă spun cum am ajuns să facem noi training experiențial. Acum aproape 10 ani am intrat într-un club de public speaking, Toastmasters. Probabil unii dintre voi ați auzit, chiar dacă ați auzit de Toastmasters, scrieți. Da, am auzit de Toastmasters, scrieți pe chat. Am făcut parte și fac parte din clubul Toastmasters și eram un foarte bun și foarte pregătit public speaker. M-am pregătit în a vorbi în public. Dar mi-am dat seama că atunci când vrei să transmiți informația, e nevoie de mai mult decât doar de a o transmite și de a o spune. Văd că sunt destul de mulți care n-ați auzit de Toastmasters. Toastmasters este cea mai mare organizație de vorbit în public, clubul cu cei mai mulți oameni de vorbit în public. Avem în România peste 20 de cluburi, în marea majoritate a orașelor mari. Deci dacă n-ați auzit de Toastmasters după acest seminar, probabil veți căuta clubul Toastmasters din orașul vostru. Și mi-am dat seama că doar vorbind în fața oamenilor nu e suficient, e important să și implici participanții. Și am participat la câteva cursuri de trainer experiențial, după aceea împreună cu Bogdan Vaida am participat la Experiential Educator Europe, unde ne-am dat seama cât de mult contează să aduci informația în mușchi. Chiar în Papua Noua Guinee există un citat care spune: cunoașterea este doar un zvon neverificat până când ajunge în mușchi. Și ce ne-am propus astăzi este să aducem cunoașterea în mușchi, să fim pregătiți. E nevoie să ne schimbăm puțin mindset-ul pentru a accelera și a ajuta pe oamenii din jurul nostru să se dezvolte. Îl invit pe Răzvan să vă spună câteva cuvinte despre el, iar după aceea va intra și Bogdan și vom porni acest webinar cu câteva statistici și câteva exerciții interactive. Răzvan, ai cuvântul! Niște situații tehnice. De asta dați-mi
Călin, mai zi tu ceva. Bun, pe Călin îl mai auzim, pe mine mă auziți? Da. Ah, super. Ok, până își rezolvă Călin și Răzvan problemele tehnice, ce bine că suntem trei. Am să vă spun atunci despre mine și pe urmă trecem la colegii mei. Eu am început cu training-urile de prin 2019. La început mă comportam ca o telecomandă pentru PowerPoint. Deci în PowerPoint era toată informația și eu dădeam mai departe și spuneam puțin despre ce era acolo. Dar mi-am dat seama destul de rapid, ar spune ego-ul meu, că cam plictiseam lumea. Și deși informația de acolo era valoroasă, am încercat să trec la ceva mai util pentru participanți și am început să o învăț, adică să transmit eu informația către ei. Dar după 1-2 ani în care am ținut traininguri din perspectiva în care eu veneam în fața grupului și transmiteam informația, am văzut că există un baraj în momentul în care tu știi și ei nu știu și barajul ăla se numește ce-mi spui tu nu se potrivește pentru mine sau tu ai reușit, dar la mine e un caz mai special sau multe alte obiecții pe care le aveau participanții. Așa că am trecut la traininguri experiențiale, adică crearea circumstanțelor din care participanții învață singuri și își dau singuri propriile răspunsuri. Ceva ce a fost o provocare pentru mine, iar în momentul în care am trecut acele traininguri experiențiale cu învățare de la participanți către participanți în online, a fost o provocare dublă. Și cu un hop mai mic și mai mare, acum am, cum spunea și Călin, 10.000 de studenți în cursuri online și sper că alături de colegii mei să vedem ce am învățat și ce am avut noi mai prețios în domeniul ăsta. Predau microfonul celui căruia îi merge microfonul. Da, mie merge microfonul. Răzvan, te rog. Sper că ne auzim acum. Faceți da, merge. Perfect, mersi frumos. Bună seara. Numele meu este Răzvan Curcubătă și de peste 11 ani ofer traininguri, seminarii și cursuri pentru copii între 6 și 60 de ani. Am văzut adulți purtându-se ca niște copii, am văzut copii purtându-se ca niște adulți în cadrul activităților experiențiale pe care le-am susținut, iar astăzi îmi doresc să văd adulți purtându-se ca niște adulți. Și să știți că mă bucur foarte mult să vă văd într-un număr atât de mare și am un mesaj foarte important pentru că voi parafraza pe Freddie Mercury și vă transmit următoarea replică. Show must go online. Show must go online. Și asta vom face astăzi. Mulțumesc foarte mult. Se pare că întâmpină anumite dificultăți tehnice. Sper să nu se mai repete. Mulțumesc frumos. Răzvan, mulțumim mult. Ce o să te rog este să stai mai aproape de monitor pentru că te auzim mai bine. Acum știți câteva lucruri despre noi, urmează să aflăm și noi câteva lucruri despre voi și ce vă invit este să deschideți un browser și să intrați pe site-ul www.menti.com și să folosim codul 63541, adică 63541. Vă invit să intrăm pe menti.com, acolo vor fi două întrebări. Este prima întrebare, care este ocupația ta în acest moment? Și puteți alege între trainer, coach, profesor, învățător, educator, terapeut, manager, antreprenor sau altele, tocmai pentru a vă cunoaște mai bine și să știm care este tipologia participanților. Totodată nu închideți Menti pentru că vă urma încă o întrebare, deci rămâneți cu browserul deschis. Văd că avem deocamdată 4, avem și antreprenori și trainer și profesori, învățători, educatori, iată că avem deja 4 răspunsuri. Suntem mai în echilibru decât data trecută, din ce văd Răzvan, din ce văd Bogdan. Avem 4 profesori, 4 trainer, 3 terapeuți. Văd că încetul cu încetul crește numărul de profesori. E important pentru noi ca să ne dăm seama care sunt tipologiile. Uite, aici scrie cineva, repetați codul 63541. 63541, l-a scris cineva și pe chat. Mulțumesc mult, Delia, pentru ajutor. 63541, de pe telefon sau de pe browser, vă rog să ne scrieți. Văd că avem deja 31 de participanți care au introdus.
iată că suntem mai mult de jumătate sau aproximativ jumătate de jumătate dintre toți cei care au răspuns la întrebare sunt profesori și învățători și educatori. Într-adevăr, astăzi ne-am dorit acest lucru, să aducem mai mult profesorii, educatorii și învățătorii. Asta după ce săptămâna trecută am primit un feedback foarte, foarte bun de la câțiva colegi de-ai voștri care ne-au spus că a fost unul dintre cele mai cu folos webinarii la care au participat. Aceasta este prima întrebare și ce vă invit acum este să mergem la următoarea întrebare. Ar trebui să vă apară acolo pe menti.com, același cod. Care credeți voi că sunt beneficiile educației în online? Care sunt beneficiile educației în online? Și puteți să scrieți un cuvânt, două cuvinte. N-ați scrie mai mult decât două cuvinte, pentru că o să avem un norișor așa foarte, foarte frumos în care se vor agrega toate răspunsurile voastre. Deci, beneficiile educației în online. Dezvoltare. Uite, zice cineva că beneficiul principal ar fi dezvoltare, flexibilitate, da, rapiditate, e de viitor, da, ne-a demonstrat, aceste vremuri ne-au demonstrat că e de viitor, spontaneitate, accesibilitate, cooperare, rețea, motivația elevilor crește, da, l-am văzut și eu pe fiul meu zilele trecute în timp ce interacționa cu unii dintre profesori, l-am văzut cât de interesat părea de a își face lecțiile. Accesibilitate, muncă în echipă, de conectare, dezvoltare, independență, atractivitate, iată, eficacitate, acces rapid. Vai, cât de multe sunt. Motivația elevilor crește, noutate, da, noutate și asta ar putea fi conexiunea, distanța, faptul că avem acces ușor la elev și acces la cei pe care vrem să instruim, instructiv. Diversitate, îți dă independență, avem foarte, foarte multe răspunsuri. Vom pune și noi aceste răspunsuri pe pagina noastră de Facebook. Vreau să vă mulțumesc deocamdată pentru că ne-ați dat aceste răspunsuri și că ați participat, iată, la prima activitate pe care vi-am propus-o. Ce pot să vă spun este că ne-am dat seama că acum noi care sunt trainer, facilitatori, învățători, educatori, nu mai putem susține acele sesiuni în clasă, cel puțin pentru o vreme. Și atunci merită să ne adaptăm. Iar pentru ca adaptarea să fie și mai potrivită și pentru a implica mai mult pe ceilalți, e nevoie să devenim educatori online mai bun decât am fost poate până acum o lună, până acum o jumătate de lună. Chiar noi ne-am dat seama cât de multe lucruri am învățat. Noi am avut o certificare recent, o certificare de trainer și am învățat foarte multe lucruri ce țin de partea de online și ne-am dat seama că sunt multe lucruri pe care până acum mintea noastră le vedea ca fiind făcute doar în sală și le putem muta în online. Ce vă invit acum este să vă uitați la fereastra de chat și vă invit să-mi răspundeți la întrebare pe chat. Foarte, foarte scurt, ce face, după părerea voastră, ce face un educator online? Deci ce ar trebui să facă un educator online? Într-o propoziție, într-o frază, poate într-un cuvânt, ce credeți? Uite, instruiește, motivează, implică, motivează, atrage, facilitează învățarea, transmite informații, menține atenția asupra, zâmbește, iată, evaluează, sprijină, susține starea emoțională a copilului, trezește interesul, captează atenția în drumul elevii, comunică, facilitează învățarea. Mamă, cunoaște tehnologia, asta cu siguranță, transmite informații, activează, prezintă materialul pe interesul elevului, amintește, actualizează, îndrumă, ghidează, dirigează, menține legătura. Mulțumesc, stabilește comunicarea și conectarea, predă, fascinează elevii. Mulțumesc, foarte bun, Iulia, răspunsul tău. Implică, folosește metode activ-participative, interacționează. Așa este. Un educator online ar trebui să știe, în primul rând, cum să creeze stare, o stare bună a elevilor, cum să-și modifice starea lui. Arată cool, iată. Merită totodată să știe cum să folosească limbajul pentru a se conecta mai bine. Merită să aibă abilități de credibilizare, să știe activități de formare pe care le poate folosi în online, să știe care sunt elementele suport pe care le poate folosi, să știe să gestioneze
participanții și să răspundă la întrebări și să știe totodată suficiente tool-uri prin care să-i angreneze, să-i motiveze, să-i sprijine, să-i ghideze, să-i interacționeze. Iar astăzi vom vorbi foarte mult despre conectare cu participanții, despre activități de formare și totodată veți vedea pe tot parcursul acestui seminar câteva tool-uri, nu foarte multe, nu ne-am propus să venim cu foarte multe tool-uri, dar câteva tool-uri prin care tot facem tot ce mi-a spus mie aici pe chat, nou aici pe chat. Iar pentru a începe cu adevărat partea experiențială, îl invit în aplauzele noastre, un high five pentru Răzvan. Mulțumesc, Alin, din nou, mulțumesc foarte mult, sper că se aude mai bine acum. Într-adevăr, Călin a spus foarte multe lucruri și ați precizat foarte multe lucruri. Uite, menține legătura cu copiii, susține, atrage, motivează. Ceea ce este important și lucrul la care să ne gândim este un aspect. Iar acest aspect este legat de stabilirea relației și conectarea cu cei de lângă noi, cu cei cărora le vorbim. Fie că vorbim despre elevi, fie că vorbim despre studenți, despre participanți la training-urile noastre, contează ca în primele clipe să ne conectăm. Ulterior, contează activitățile pe care le desfășurăm. Dar pentru asta am pregătit un scurt moment în care vom vedea efectiv ce înseamnă să ne conectăm. 2 secunde. Perfect, să pornim F5. Sper că se vede bine. Se vede bine. Mulțumesc, Călin. Practic, o întrebare foarte serioasă la care aș vrea să folosiți chat-ul. Cum putem să stabilim relația cu participanții noștri în online? Ce am putea face pentru a reuși să stabilim relația? Hai să vedem, dați-vă fiul liber tastelor. Ce putem face pentru a stabili relația cu participanții noștri în online? Noi ca trainer, ca profesori ne referim. Hai să vedem. Deci avem, fixăm întâlniri. Merge să punem întrebări. Igor, mulțumesc foarte, să stăpânim noi înșine tehnologia, într-adevăr. Le strânim curiozitatea. Da, sondaje, foarte, foarte frumos. Se vede că Igor are experiență de training. Să găsim un canal comun de comunicare, să-i atragem prin activități diferite, să găsim tool-uri interesante de folosit, meet time, să cunoaștem nevoile, să-i provocăm. Comunicare în unanim. Mulțumesc foarte mult, deci chiar sunt foarte multe păreri și așa și este. Astăzi vă vom prezenta trei metode foarte puternice, le propunem jocuri, într-adevăr, trei metode foarte puternice, trei metode diferite, exerciții și activități de grup, într-adevăr, îi întrebăm întrebări directe. Trei metode prin care ne putem conecta cu participanții noștri și astfel încât noi, în momentul respectiv, să predăm activitatea noastră, să transformăm activitățile pe care le desfășurăm ca fiind de interes pentru ei. Iar primul dintre ele pe care putem să-l folosim sunt elemente de public speaking. De cele mai multe ori, public speaking-ul înseamnă să vorbești în fața unui public. În schimb, în mediul online, pentru că ne referim la mediul online, aceste elemente le putem folosi chiar dacă suntem în fața unui calculator, în fața unui webcam. Iar primul dintre ele este vorba despre o poveste. Povestea metaforică. Aș vrea să vă întreb dacă, mai ales cei care ați apelat la povești, dacă ați văzut puterea poveștii pentru conectarea cu publicul vostru. Hai, uite, Valerica. Da, în ce sens? Puteți să-mi dați mai multe detalii? Hai să vedem cum reușim să ne conectăm cu ei prin povești. Ce se întâmplă acolo? Captează atenția, într-adevăr, mai ales dacă este vorba. Elevul se identifică cu personajele, într-adevăr. Induce starea. Mulțumesc, Călin. Ce înseamnă poveste metaforică? Alex, voi răspunde imediat. Da, prin metaforă suntem ființe native, incită la a avea o reacție. Se face liniște. În momentul în care se face liniște în sală, atunci știm că le-am captat interesul. Sensibilizează, curiozitate, într-adevăr. Și acum, haideți să vedem ce înseamnă, de fapt, o poveste metaforică. Și am să vă dau un asemenea exemplu. Se spune că într-o școală, un director a observat un aspect, că elevii nu legau prietenii între ei, nu empatizau unii cu ceilalți și nici nu se ajutau reciproc. Din acest motiv, s-a gândit să le pregătească un joc.
i-a chemat pe toți pe coridor, le-a amânat câte un balon și a rugat să își scrie numele și prenumele pe acesta cu markere. Ce s-a întâmplat? Copiii au luat balonul și au scris numele cu markerul și așteptau că nu știau ce urma să se întâmple. În acel moment, domnul director i-a rugat să arunce toți baloanele în sus, să se joace cu ele. Nici nu vreau să vă povestesc ce hărmălaie s-a făcut, ce gălăgie s-a făcut pe acel hol, acel coridor. După aproximativ 5 minute de haos, de agitație, strigăte și zâmbete de copii, domnul director, stând impasibil, duce mâna în buzunar și scoate un fluier. O singură dată a fluierat, a răspuns și s-a auzit fluierul pe coridor că toți copiii s-au oprit. Și atunci domnul director le-a spus: dragii mei, acum ce vă rog să faceți, în următoarele 5 minute, fiecare să-și găsească balonul. Dacă la început a fost agitație și gălăgie, să vezi acum, se certau, se împingeau, care mai de care să-și găsească balonul lui. Credeți că a găsit vreunul dintre copii, și asta vreau să vă întreb în mod direct, credeți că a găsit vreunul dintre copii, credeți că și-a găsit balonul? Ce ziceți, da sau nu? Uite, avem Camelia. Nu, normal. Într-adevăr, după 5 minute, nici unul dintre ei nu-și găsise balonul. Și atunci domnul director a zis în felul următor: ce părere aveți ca în acest moment noi să ne ajutăm unii pe alții? Și în momentul în care găsim un balon cu un nume, să mergem spre persoana respectivă sau să strigăm după el și să-i mânăm balonul. După alte 5 minute, fiecare copil stătea cu balonul în mână, cu balonul pe care era scris numele său. Și atunci se uitau toți la domnul director. Și el le spune: fericirea este precum aceste baloane. Dacă ești preocupat doar de fericirea ta, îți va fi dificil. În schimb, atunci când căutăm împreună și ne ajutăm reciproc, vom găsi fericirea mult mai repede, mult mai ușor. Acesta este un exemplu de poveste metaforică, prin care noi ne conectăm. De ce? Pentru că trezește ceva în interiorul nostru. Metafora apelează la simboluri, apelează la subconștient. Și profesorul sau trainerul care folosește o asemenea metodă se conectează instant cu participanții, cu elevii săi. Mergând mai departe, pentru a povesti, avem nevoie exact de ce vedeți în acest moment pe ecran, de varietate vocală. Dacă noi avem o voce monotonă, ceva de genul așa: și acum vreau să începem ora noastră și să predăm și să știți că suntem aici la ora de matematică, și vă dați seama că nimeni nu va fi foarte curios, probabil că se va întâmpla ceva de genul că în momentul în care noi nu ne jucăm cu vocea, vom reuși să-i plictisim. Atunci când îi plictisim, reușim să le pierdem interesul. Când le pierdem interesul, cei din fața noastră, cei care sunt la distanță în acest moment, în fața monitoarelor, vor fi atenți mai degrabă la ceea ce scrie pe Facebook decât la noi. Iar atunci când își urmăresc Facebook-ul, nu vor mai fi atenți la tine. Drept urmare, dacă nu te joci cu vocea, nu mai sunt atenți la tine. Și există 4 posibilități pe care le putem avea pentru a ne juca cu vocea noastră. În stânga este o axă legată de volum. În partea de jos este o axă legată de ritm. În momentul în care noi vorbim încet, în șoaptă și rar, în momentul respectiv suntem autentici, suntem noi înșine. Atunci, în schimb, când vorbim în șoaptă și mai rapid, aducem suspans în povestea noastră sau în ora noastră sau în activitățile noastre. În schimb, atunci când vorbim mai tare și mai alert și rapid, în momentul respectiv suntem entuziaști. Și una dintre ele, și o voce pe care aș evita-o, personal n-am folosit-o decât în momentul în care era un joc de rol, este vocea autoritară. Atunci când este acel urle de-a dreptul care duce până la nivelul de strigăt și rar. Deci, drept urmare, merită să te joci cu vocea ta pe cât poți, să fii autentic, să aduci suspans, entuziasm
și această voce autoritară să fie doar în momentele în care poate este un joc de rol. Mergând mai departe, un alt element de public speaking este acronimul. Cred că fiecare dintre voi cunoașteți acest acronim. ROCVAIP. Este simbolul curcubeului. A fost o întrebare retorică. De ce, în schimb, am reținut ce înseamnă acest ROCVAIP? De ce am reținut că este vorba de curcubeu? De ce am reținut că este vorba de roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet? Pentru că ni s-a dat un sens, a venit acest acronim. Iar acronimul, în esența lui, este o modalitate, este o metodă de memorare a unui element. Și am să vă dau un exemplu. Imediat. Spre exemplu, stare. Ai nevoie de stare în momentul în care tu vrei să înveți matematică. Ce înseamnă stare? Păi, stăpânește teoria acum rezolvând exerciții. Și ulterior, te poți lega de acest aspect atunci când pur și simplu ești și vorbești clasei tale sau vorbești participanților și ei, în momentul în care pronunți stare, ei vor ști despre ce este vorba, că este vorba despre rezolvarea de exerciții. Iar asta funcționează foarte mult atunci când este vorba de matematică, când este vorba de anumite exerciții practice și câte și mai câte. Acestea au fost trei elemente de public speaking. Ulterior, vin modalități de implicare directă. Pe unele dintre ele le-am observat puse și încet. Ce ar fi? Întrebările. În momentul în care întreb direct, întrebi pe cel din fața ta, în momentul respectiv îl implici în mod direct. Există întrebări închise și întrebări deschise. În funcție de tine și în funcție de ce ai nevoie, poți să adresezi întrebări deschise și care îi dă voie să continue sau întrebări închise care sunt cu da sau nu. Un alt tip să răspunde la întrebări se poate fi de asemenea o chestiune a creierului. De ce se întâmplă asta? Pentru că este o nevoie noi să răspundem la întrebări. Un alt element foarte important este acela de solicitare de acord. Sunteți de acord cu mine în acest moment că întrebările fac minuni în momentul în care le folosim în momentul predării? Nici măcar nu trebuie să răspundeți că este o întrebare retorică. Mulțumesc, Amelia. Okay. Iar o altă modalitate este să apelați la chat-ul cu acelei platforme pe care o folosiți, pentru că este o... Da, într-adevăr, să nu fie prea dificile că blochează. Deci, întotdeauna întrebările este bine să fie folosite strategic. Când implici persoanele să apeleze la chat și să scrie pe chat, în momentul respectiv le dai de lucru. Și cred că ați observat aceste metode pe care și Călin le-a folosit anterior și inclusiv eu le-am folosit în acest moment. Aceste lucruri nu le spunem în mod normal. De ce? Pentru că, practic, în momentele respective, noi apelăm la metode. În schimb, acest webinar are un alt scop. Iar scopul principal este aceea de a fi mai bun în mediul online. Și pe final, o altă modalitate prin care poți să te conectezi cu participanții tăi este să folosești anumite unelte potrivite. De exemplu, Călin a folosit Mentimeter-ul, pe care l-ați văzut, care este un tool foarte interesant și foarte important. Zoom-ul are anumite elemente pe care poți să le folosești, la fel și Jamboard, cel pe care îl veți vedea puțin mai târziu. În schimb, acum aș vrea să vă întreb un lucru. Având în vedere că suntem trainer, cadre didactice și lucrăm cu oamenii din fața noastră, ce credeți că este important pentru un profesor? Important este să-și susțină activitatea sau să dezvolte competențe? Să susțină activitatea sau să dezvolte competențe? Ambele. Excelent. Dezvolte competențe. Ambele. Ambele contează. Contează și cum susținem activitatea și cum dezvoltăm competențele. Și aș vrea să vedeți aceste șase tipuri de activități pe care le-am. Care sunt? Și imediat vom discuta despre ele foarte pe scurt. Spre exemplu, un tip de activitate poate să fie activitatea de citire.
atunci când cel care predă, cel care oferă informație, doar citește de pe un material. În momentul în care intervine ascultarea, adică atunci când cel din fața ta ascultă, în momentul respectiv ajută într-un mod pasiv. Atunci când este vorba despre vizualizare, ei văd, participanții văd efectiv un ecran pe care se întâmplă lucruri. Poate este vorba despre un fișier PowerPoint, de exemplu. Dacă este vorba despre vizualizare video, ajută și acest lucru într-o formă, dar vom vedea imediat. În schimb, implicarea în discuție sau simularea de experiențe reale pot să facă minuni. Și acum aș vrea să vă întreb, care dintre aceste șase credeți că sunt mai utile pentru dezvoltarea de abilități și de competențe? Care dintre aceste șase? Șase, adică simularea de experiențe reale? 5, implicare în discuție, toate îmbinate, perfect. Ultimele două. Din planul învățării, putem observa un aspect foarte, foarte serios. În momentul în care vrem ca să dezvoltăm competențe participanților noștri, ar fi recomandat să apelăm la cele care sunt cu albastru. De ce? Pentru că în momentele respective, ei trec și fac lucruri. Participantul nostru, elevul nostru, învață lucruri atunci când face lucruri. Iar dacă punem la dispoziție experiențele reale, jocuri de rol, contexte pentru ca ei să facă lucruri, în momentele respective ne asigurăm că ei vor reține informația pe care noi o predăm. În schimb, dacă apelăm la acestea de jos, după cum și vedem, după două săptămâni, maxim 30% din ceea ce vedem reținem. Maxim 30%. În schimb, atunci când trecem printr-o simulare de experiență reală, peste 90% din ceea ce am făcut ne rămâne la nivel de memorie și firește se duce în dezvoltarea de comportament. De asemenea, și implicarea în discuție contează foarte, foarte mult și mai mult decât atât, contează și noi să ne adaptăm activitățile pe care le oferim, acele materialul pe care îl predăm și metoda pe care o folosim. Și acum, mai mult decât atât, ceea ce urmează să se întâmple, urmează să punem în practică ceea ce am văzut aici. Pentru că va urma un moment în care veți fi implicați fiecare dintre voi. Vom trece printr-o activitate experiențială care a fost adaptată din sala de training în mediul online. Și am să-i dau cuvântul colegului meu, firește, în aplauzele voastre, și putem să facem așa pentru aplauze, pentru că am văzut că se practică, pe Bogdan Vaida. Bogdan, ai legătură. Acum o să trecem la o parte în care ne folosim interactivitatea și o să vă arăt un exemplu de exercițiu pe care noi îl practicăm în trainingurile noastre despre identificarea comportamentului unei persoane. Am să dau share screen la un video. Să vedem aici. Așa. Ușile liftului se închid în timp ce o persoană încearcă să intre în el. 4 oameni sunt deja înăuntru. Unul dintre ei este pe fugă și nu vrea să aștepte noua persoană. Mai e un pasager, foarte energic și zâmbăreț, care ține ușile liftului deschise în timp ce salută persoana care intră. Al treilea pasager e ok cu ambele variante și, zâmbind, așteaptă răbdător ca noul călător să intre în lift. Și ultimul pasager e ocupat să calculeze greutatea totală a liftului pentru a verifica dacă liftul mai poate susține o persoană. Acest scenariu, deși nu e științific, ilustrează tipologiile. Dominantul, orientat către sarcini, asertiv, care este focalizat să ajungă undeva rapid. Influentul, orientat către oameni, asertiv,
care este energizat de toată interacțiunea, stabilul, orientat către oameni, neasertiv, care reacționează calm și își dorește să se înțeleagă cu toată lumea, și conștiinciosul, orientat către sarcini, neasertiv, care dorește să se asigure că persoana nouă nu încarcă liftul prea mult. După cum observi, sunt 4 persoane diferite care au răspuns în 4 moduri diferite la eveniment. Care dintre ele ești tu? Și acum am să vă dau acces la Google Jamboard, se numește. Este un fel de tablă interactivă online în care am să vă invit să vă creați o notiță, am să vă arăt pe video cum se face. Dar fiind atât de mulți participanți, suntem la limita superioară a Zoom-ului, 100 de participanți. Acum nu mai poate, literalmente nu mai poate să intre nici o persoană nouă în webinar. Google Jamboard știe 50 de participanți simultan. Deci am să vă rog, după ce veți face ceea ce vă voi arăta pe ecran, să și ieșiți de pe Jamboard și veți vedea la mine rezultatele. Deci există aici un sticky note în stânga, scriem numele, Bogdan, și punem unde credem că ne aflăm după testul pe care l-ați văzut. Haideți să vedem, vă dau linkul la Jamboard. Așa. Și vă invit să intrați acolo, să vă lăsați o notiță cu numele și după care să o mutați unde credeți că sunteți în cele 4 tipuri de personalitate, după care să ieșiți. Și eu voi da share la Jamboard-ul care e acum aici. Bun, suntem deja 28 de persoane. 29, 30. Observăm că sunt mai multe persoane influente. Aha. Cineva s-a jucat cu eu, așa că îl voi muta aici. Bun, super. Observăm că sunt 3 persoane dominante, foarte multe persoane influente, o singură persoană la C și la S sunt 2 persoane, 2 persoane sunt stabile, o persoană conștiincioasă, Carmen încă nu e sigur. Observăm un S care a fost mutat din greșeală. Hai să-l punem înapoi. Așa. Ok, super, super. Bun. După cum observăm aici, sunt foarte, foarte mulți influenți pe Jamboard și câțiva dominanți, câțiva stabili, destul de mulți, și conștiincioși, Daniel. Aș mai adăuga un conștiincios pe care îl veți recunoaște, și anume Bogdan. Da, și eu sunt conștiincios în general și aș putea să spun că sunt și înspre dominant, dar nu în webinarul de azi. Bun, am să vă descriu acum puțin încă câteva caracteristici de la dominant, de la influent, de la stabil și de la conștiincios, și dacă vă schimbați opinia și vreți să mutați altundeva, puteți să o faceți. În același timp, dacă sunteți foarte specific pe caracteristica respectivă, puteți să vă mutați, cum mă mut eu acum, în extrema câului, aici în dreapta jos. Bun. Dominantul este direct, este orientat spre rezultate. Ferm, are o voință puternică. În general, este o persoană puternică. Influentul este exteriorizat, expansiv, optimist, motivat și plin de viață. Conștiinciosul este analitic, rezervat, precis, retras și sistematic. Iar stabilul este răbdător, este temperat, înțelegător, plin de tact și modest. Și observăm că s-a schimbat. Acum sunt mai multe persoane în trupă cu mine, conștiincioși, și mai multe persoane stabile. Super, super! Au mai apărut și încă câteva persoane noi. Super, mulțumesc! Așa, am să dau stop share acum. Bun. Tocmai v-am arătat cum se folosește Jamboard-ul și sharing-ul la un video care creează interacțiune, care împinge lumea, participanții de la webinar, să interacționeze pe acea tablă, astfel încât
Ei, în primul rând, interacționează unii cu ceilalți, pe urmă învață ceva despre ei și învață dintr-un material multimedia de la altcineva decât de la persoana din față. Este dinamic. Acum am să vă spun cum se mai poate face exercițiul acesta. În varianta lui clasică, discul este de fapt o poveste în care cineva, persoana din față de la webinar, vine și spune și începe să povestească. S-a deschis ușa liftului, după care participanții își notează pe caiete ce tipologie sunt. Asta e varianta clasică. Următorul, un level up, să spunem așa, este în momentul în care avem un slide și ne folosim de slide ca să transmitem informația. Și acum am să vă dau share la cum arată slide-ul de pe care am citit. Și asta este un truc în online, este faptul că putem să avem toate informațiile de care avem nevoie și pe care vrem să le transmitem în fața noastră, noi le citim în fața camerei și participanții nu ne văd pe noi cum ne uităm la un caiet cu privirea în pământ, ci ne văd uitându-ne la ei și transmițând informație. Deci asta este nivelul 2, slide-ul. Nivelul cel mai interactiv la care am reușit să ducem noi exercițiul ăsta, îl avem în varianta offline. Și am să vă dau share la poze de la de când am ținut certificarea Selification, am învățat niște traineri să țină traininguri de vânzări și ei învățau tipologiile de clienți. Și aici sunt D, I, S și C puse pe jos folosind o sfoară și avem oamenii care se mutau pe respectivul cadran în funcție de tipologia lor. După care îi întrebam persoanele influente, cum vând persoanelor care sunt conștiincioase, persoanele dominante, cum le place să li se vândă. Și așa oamenii interacționau și învățau tipologii comportamentale, moduri de a se comporta într-o variantă foarte dinamică, extraordinar de dinamică. Noi am adaptat după situația aceasta exercițiul în online și acum îl aveți pe cel din fața voastră cu un video și cu niște sfori trasate pe un whiteboard, pe Jamboard, și participanții intră și își pot pune notițe. Deci exercițiile dinamice din mediul offline pot să fie transportate înspre mediul online. Și provocarea mea pentru voi este să nu transmitem informația doar așa cum am făcut-o până acum, ci să utilizăm uneltele pe care mediul online le oferă, astfel încât să putem să trimitem, să transmitem informația într-un mod variat, într-un mod interactiv, într-un mod plăcut, într-un mod în care nu vedem lumea cum se uită în jos pentru că probabil au un telefon pe acolo ascuns. Bun, mulțumesc și am să-i dau cuvântul lui Călin. Mulțumesc mult, Bogdan. Într-adevăr, am văzut că am primit multe aprecieri la această activitate. Văd că participanților le-a plăcut. Stați că nici măcar nu știți ce urmează. Acum urmează, într-adevăr, o activitate extraordinară. Aș putea spune că este activitatea cea mai puternică din acest workshop, din acest seminar. Probabil unii dintre voi, atunci când lucrați cu elevii în clasă, când lucrați cu participanții voștri care vin la secțiunea voastră educațională în clasă, îi împărțiți în echipe. Așa-i? Scrieți-mi, da, așa e. Da, dacă se întâmplă lucrul ăsta, dacă lucrați în echipe. Și poate una dintre limitările care pare a veni cu online-ul este că nu mai putem face asta. O să vă arătăm o aplicație prin care, și un exercițiu prin care vom face asta. Ce urmează să se întâmple, vă vom împărți în două echipe. Veți fi împărțiți cam 50 sau 49-49, 50-50 cu noi trainerii, și vor fi așa, va fi o lecție de istorie gamificată într-una dintre camere, o lecție de istorie gamificată în care vă va spune Bogdan mai multe despre cum gamificăm lecția respectivă de istorie, iar în celălalt grup veți învăța bune mariere pentru elevi, bineînțeles făcând totul într-un mod interactiv. Vă vom împărți, așa cum spuneam, în două grupuri. Voi da drumul la aceste camere, la aceste grupuri, iar după 10-11 minute ne vom întoarce în grupul mare. Cum facem asta? Stați liniștit,
acest Zoom știe să facă, știe să facă această, această activitate. O să dau drumul și ce vă invit este să intrați în acele camere, în care, în acele zone în care veți interacționa cu trainerii noștri. Deci într-o cameră îl veți avea pe Bogdan, într-o cameră pe Răzvan. După aceea revenim în grupul mare și vom concluziona ce s-a întâmplat. Mult succes vă doresc tuturor! Sunteți pregătiți? Da? Da? Super! Haideți! În Europa. Schița lecției. Data de 9 noiembrie 1799 și vă las să vă uitați puțin peste ea, 30 de secunde. Acest lucru. Deci, ce avem de făcut ca obiective și m-ar interesa în acest moment, pentru că nu știu câți dintre dumneavoastră sunt lucrați în învățământ, vă rog să-mi dați
tine în momentul ăla. Bun. Simulări. Ești un fermier, ești un negru în perioada respectivă, ești un ai sclavi, ai plantat, ai o... Țină laptopul la bucătărie și acolo unde este bucătăria au acces la farfurii, plumuri, frigider și toți vedem pe fiecare în parte cum se descurcă și ce poate să facă. Am înțeles. Și atunci fiecare să simuleze în mod real. Da. Excelent. Mulțumesc foarte mult. Doamna Voron, de exemplu, că vă văd că aveți microfonul pornit. Ați lucrat cu copiii? Da, dar lucrez la clase mai mari. Da, se poate și în direct, se poate și folosi, de exemplu, eu acum am gândit la o variantă de a folosi pe școala situația în care patru, eu l-am și le-am trimis în classroom un interactivitate în lecția de istorie ce avem. Jocuri de rol și să avem un povestitorul care să seteze cadrul. Exact, super tare. Și Zoom-ul permite împărțirea pe camere, după cum ați văzut. Deci oamenii își pot pregăti într-un mini grup acel joc de rol. Crearea de postere despre situație sau un mind map. Corect. Și partea foarte puternică este că există uneltele necesare pentru a crea acest lucru. Orice soft pe care îl folosiți la calculator puteți să-l share-uiți. Jocuri de rol, filme din perioada. Încetul cu încetul, văd că revenim în grupul mare. În 30 de secunde vor reveni toți colegii în grupul mare. Încetul cu încetul, revenim în grupul mare. În aproximativ 10 secunde vor reveni toți colegii în grupul mare din cele două grupuri mici de mai devreme. Super! Super! Bine ați revenit în grupul mare, bine ați revenit la realitate. Ați fost împărțiți mai devreme în două grupuri, fiecare ați lucrat cu unul dintre colegii mei. Vreau să vă întreb cum a fost, scrieți-mi pe chat cum a fost pentru voi această activitate. Văd că avem un zâmbăreț, avem scurtă, interesant, inovator, super tare, antrenant, constructiv, interesant, foarte interesant, iată,
interactiv, interactiv, interesant, like, da, aveți acolo, dacă ați descoperit, sunt niște reacții prin care puteți să ne dați feedback. Înainte de a extrage concluziile legate de activitatea de mai devreme, concluziile globale sau să facem un debriefing global legat de care sunt beneficiile și care au fost elementele de interacțiune, aș vrea să le dau pe rând microfonul celor doi trainer pe care i-ați avut în cele două camere și să vedem ce au observat și care sunt lucrurile pe care ei vor să le scoată în evidență de la activitățile lor de mai devreme și voi începe într-o ordine total aleatoare cu Răzvan. Noi am avut de dezvoltat abilități și să învățăm pe elevi despre bunele maniere. Și la un moment dat am recurs la un dialog pur și simplu, am apelat la chat-ul Zoom-ului, am observat că Jamboard-ul se pare că a oferit anumite mici dificultăți tehnice din câte se pare, dar după aceea ne-am adaptat și practic am strâns activități foarte, foarte utile, de la folosirea de povești. Am avut, nu mai știu, doamna Angelescu, da, a spus că ar lua copiii efectiv cu ea în bucătărie și i-ar pune pe copii să facă efectiv acele aranjări ale mesei și acele lucruri. Una peste alta am observat deschidere, am observat ce înseamnă să ai, să gândești din rolul cadrului didactic. Și da, cred că educația este pe mâini foarte bune și în momentul în care suntem și devenim stăpâni ai acestor tool-uri, ai acestor unelte, chiar putem să facem educație și de la distanță. Și da, chiar simt nevoia să transmit aprecierea celor cu care am lucrat, pentru că am descoperit chiar, aș vrea să spun, o gașcă de profesori foarte, foarte faină și cu care merită să lucrez. Uite, Iulia zice că a fost cel mai cool webinar dintre toate cele parcurse până acum. Mulțumim, mulțumim, Iulia. Bogdan, cum a fost la tine? Cum a fost grupul tău? Ce ai făcut? Uite, sunt mulți care regretă că nu au fost în cealaltă cameră. Da, mulțumesc. Ce am făcut noi a fost prima oară să... în primul rând să luăm o lecție de istorie, o lecție de istorie din aia cu foarte multe cifre și foarte multe date și să o dinamizăm, să o transformăm pentru mediul online. Ia să vedem aici, am să vă dau share. Așa. Aici e un Mentimeter pe care l-am scos din căciulă, în care lumea a spus cum ar adăuga interactivitate în lecția respectivă și foarte, foarte multe persoane au ales jocul de rol ca fiind principala unealtă, după care am avut o grămadă de idei creative, cum ar fi filmele din acea perioadă sau postere, crearea de postere despre situația respectivă, jocuri cu figurine, jocuri de rol, multe, multe jocuri de rol, combinat PowerPoint cu imagini, cu jocuri de rol, cu mind map. Am văzut aici tool-uri noi pe care nu le-am menționat încă, dar o să le menționăm mai încolo. Inclusiv folosirea de rebusuri, creat rebusuri pentru a reține informația. Unic, o perspectivă unică. Și da, softuri interactive, pentru că acum toată lumea poate să folosească softurile la care înainte se uita acasă în singurătate și să le share-uie cu elevii, cu studenții, cu participanții de la webinarii, astfel încât să învețe și ei așa, într-un mod diferit, în mod interactiv. Deci a fost multă interacțiune, am avut parte de multe idei creative și dacă ar fi o concluzie este multe jocuri de rol și multă creativitate că se poate în online. Super, mulțumesc mult, Bogdan. Acum aș vrea să vă întreb pe voi, dragi participanți, dacă ar fi să vă gândiți care au fost elementele de interacțiune, că vorbeam mai devreme, Bogdan, de elementele de interacțiune. Care au fost, după părerea voastră, și scrieți-ne pe chat, care au fost elementele de interacțiune pe care le-au folosit cei doi colegi ai mei? Hai să vedem, care au fost elementele de interacțiune pe care le-au folosit? Uite, Jamboard, că ne-a cerut părerea, ne-a implicat. Cu voi mi-am schimbat total ideea de webinar. Mulțumim, Simona. Foarte tare, foarte tare. Menti, da, menti.com, partea de colaborare, chat.
Am înțeles că unii dintre voi ați vorbit. Eu am fost în cele două camere în timp ce voi ați lucrat și v-am văzut cum v-ați manifestat. Asta e avantajul hostului, că se poate plimba dintr-o cameră în alta, tonalitatea vocii. Iată multe, tu ești norocos, zice Valerica. Mulțumesc mult. Interacțiunea organizatori-participanți și așa mai departe. Bun, astea sunt elementele de interacțiune. Și acum, dacă ar fi să vă gândiți la cele două activități sau la activitatea în care ați făcut parte, care credeți că ar fi beneficiile unei astfel de activități pentru participanții care vor veni la seminariile voastre, la cursurile voastre online? Sunt curios. Îi veți implica mai mult, iată ce zice Valerica, mulțumesc. Îi veți antrena în gândire, vor scăpa, mă gândesc că lipsește un S acolo, scapă de plictiseală, implicare, atractivitate, participare, vor folosi mai multe tool-uri, da? Vor fi mai implicați, se vor diversifica metode de lucru, varietate, vor fi mai implicați, antrenament, creativitate, implicare, vor învăța, nu mai au timp de solitar, corect, îmi place tare mult asta. Vom dezvolta și alte competențe tehnice. Deci concluzia e că există foarte multe beneficii dacă gândim astfel un webinar, așa cum am făcut-o noi mai devreme. A fost într-adevăr o lecție de istorie cu Bogdan și au fost câteva lucruri ce țin de bunele maniere cu Răzvan și mă bucur că v-ați simțit extraordinar. În ultima parte sau în această a doua parte a acestui webinar ne-am propus să vă implicăm într-o activitate și anume vrem să vă răspundem la cât mai multe întrebări. Așadar, o să vă dau un share de data aceasta, mai deschidem menti.com. Vă rog și pe voi să deschideți menti.com, să utilizați codul 489163 și vrem să răspundem la cât mai multe întrebări. Data trecută, la seminarul de vineri, au fost foarte, foarte multe întrebări. Am încercat să răspundem, cred că am răspuns chiar la toate. Într-adevăr, la unele dintre ele am răspuns mai rapid decât la altele, dar ce vă invităm este să intrați pe menti.com la 489163. Codul este 489163, 489163, mulțumesc mult Elisei, colegul nostru Elisei ne ajută, în mare parte și datorită lui Elisei, unii dintre voi sunteți astăzi aici, Elisei este colegul nostru de la marketing, deci 489163, vă invit să ne adresați întrebări în acest webinar. Data trecută am avut foarte, foarte multe întrebări și vrem și de această dată să răspundem la cât mai multe întrebări. Între timp am să le dau microfonul colegilor mei până se adună întrebările. Și îl rog... La Brașoveanu, este la Bucureșteanu, dar între ghilimele acolo. Așa, văd că cineva a răspuns la un telefon. Te rog, Bogdan, te rog, Răzvan. Văd că avem o întrebare, cum pun întrebarea? Prin intermediul site-ului menti.com. menti.com 489163. Dacă nu vă descurcați cu menti.com, vă rog să ne trimiteți întrebarea pe chat și o va posta Elisei sau o vor posta colegii noștri. Uite, avem o prima întrebare. Primim adeverințe de participare. Da, cei care ne solicitați adeverințe de participare la e-mailul de pe care e-mailul nostru oficial, vă trimitem cu drag aceste adeverințe de participare. Am observat că sunt importante aceste adeverințe. Vă rog să ne trimiteți un e-mail pe contact@ronsanification.org, să scrieți în titlu adeverințe ca să meargă la Mara, la colega noastră, și Mara vă va trimite aceste adeverințe de participare. Următoarea întrebare, ce alte tool-uri de interactivitate mai folosiți voi? O să-i dau cuvântul lui Bogdan, el este expertul nostru în tool-uri, să vă dea câteva tool-uri care mai pot fi folosite. Te rog, Bogdan. Mulțumesc. În principiu, tool-urile acestea pe care le-am folosit sunt de fapt mai complexe decât ce v-am arătat noi aici. De exemplu, pentru Zoom acesta pe care îl aveți, nu e doar atât. Zoom știe și să facă live-uri pe Facebook, știe și să facă whiteboard, adică un fel de tablă din Zoom, nu din Google Jamboard, în care doar profesorul scrie și... Da, cred că mi-arată Călina acum. Exact, deci aceste tool-uri sunt mai complexe.
În primul rând, noi recomandăm să se folosească mai bine, mai puțin decât mai mult, pentru a nu împărți atenția participantului în 15.000 de unelte și cum se utilizează fiecare. Recomandăm utilizarea a două unelte, cele care vă plac vouă cu cele cu care vă obișnuiți și respectiv al programului pe care îl folosiți. După ce le stăpâniți bine și după ce și participanții voștri le stăpânesc bine, corect, putem să trecem la multe altele. Dar pentru început, recomandarea mea este doar una. Am să vă arăt exemplu pe Jamboard-ul pe care l-am folosit. Am să pun un link, mă las așa, mulțumesc, Călin. Am să dau un share. Aici este un alt joc, de exemplu, care se face pe Jamboard, în care există niște obiecte, oamenii au câte 3 bănuți fiecare și oamenii iau bănuțul și îl mută la obiectul pe care îl votează. Asta este un alt exemplu de o altă activitate care merge cu Jamboard. Jamboard știe și slide-uri dacă e până acolo, deci sunt multe, multe alte lucruri pe care le putem folosi cu uneltele pe care noi le-am prezentat aici. Mentimeter și Jamboard știu mult mai mult decât cei aici. Pe lângă astea mai sunt și alte unelte, dar recomandarea noastră este să, pentru început, să le stăpâniți bine pe acestea. Aș mai adăuga și eu, Bogdan, câteva tool-uri. Ar fi StudyStack, ar fi Kahoot, ar fi Padlet, ar fi Simbalo. Link? Ca să le... O să vi le scriu. Noi ne gândim să facem chiar o culegere de astfel de tool-uri și atunci cei care v-ați înscris astăzi o să vă trimitem probabil un PDF cu câteva tool-uri și cu linkurile lor. Cred că e mult mai ok. Așa, astfel am spus din memorie. Mergem la următoarea întrebare pentru noi. Deci asta a fost cu tool-uri interactive. Următoarea întrebare este așa: cum se procedează să împărțim copiii în grupe pe Zoom, așa cum ați făcut voi? Zoom-ul permite chestia asta, inclusiv în varianta gratuită, dar doar 40 de minute. În varianta plătită, care costă undeva la $15, 15 euro parcă pe lună, există o configurare în Zoom prin care puteți să bifați că vreți să aveți aceste camere de Zoom. Aceste camere speciale se numesc breakout rooms. E o configurare și în momentul în care apeși pe acel breakout room, selectezi cum să-ți împartă oamenii, ți împart în două sau mai multe camere, câte camere ți împarte aleator sau poți să-i pui cum dorești tu. Pe Bogdan și pe Răzvan i-am pus eu în camere, pe ceilalți v-am împărțit aleator în jocul de mai devreme. Deci e doar o configurare de Zoom, o configurare destul de simplă. Mergem mai departe. Cum împărțim clasa mai multe grupe? Am spus mai devreme, e o configurare de Zoom, nu e mare lucru. Vă invit ca întotdeauna înainte de a folosi un tool să-l testați cu cineva apropiat, iar după aceea să-l folosiți într-un seminar mai mare sau cu mai mulți oameni. Putem avea acces la înregistrarea acestui webinar? Da, sigur, am înregistrat acest webinar. Vă vom pune la dispoziție înregistrarea. Nu va fi doar acest webinar, avem două webinari, îl avem și pe cel de vineri și pe cel de astăzi. Noi ne-am gândit să facem un colaj ca să prindeți cele mai bune momente. Probabil o să facem asta în următoarea perioadă și o să vă punem la dispoziție, bineînțeles, înregistrarea acestui webinar. Următoarea întrebare: cum împărțim clasa mai multe grupe pe Jamboard? Este un număr maxim de participanți? Bogdan, Răzvan, vă rog să... Se poate lucra pe mai multe slide-uri, în care, de exemplu, i-ai împărțit, dacă vrei să lucreze în joc individual, spre exemplu, poți să ai numele fiecărui participant în slide-ul respectiv. Jamboard permite 20 de slide-uri. Drept urmare, la 20 de elevi sau 20 de participanți poți să folosești un Jamboard sau și mai adaugi încă unul pentru încă 5 copii, acum depinde cât este clasa de mare, firește. Și fiecare poate să lucreze și apoi tu poți pur și simplu să mergi, dai slide-ul respective persoane, poți să pui poza persoanei, poți să adaugi numele persoanei, firește, prin post-it,
Deci există, există posibilități, ceea ce face Călin în acest moment, spre exemplu, exact asta, ceea ce vedeți pe ecran, înseamnă folosirea Jamboard-ului într-un mod care te ajută. De exemplu, Călin acum își adaugă poza lui și are două slide-uri. Poate Călin sau poate acesta. Care dintre ele considera? Să zicem, mergem pe acesta, că e, este mai prezentabil. Nu Călin, și cu microfon și altul. De asemenea, încă un aspect, este foarte important să aibă drept de editare, nu drept de vizualizare. Că am înțeles că acest aspect a fost unul dintre lucruri pe care nu l-am luat în considerare în momentul în care eram împărțit în breakout rooms. Și acesta se face din butonul distribuire. Dacă ești amabil, Călin, așa, share în dreapta sus, exact acolo, și aveți posibilitatea acolo, editare, firește, și ce, ce poate să facă, să editeze. Deci, cei care au link-ul, să editeze, copiați link-ul și l-ați trimis în platforma Zoom. Asta este. Practic, există tutoriale, deci una peste alta merită, merită să folosiți. Și Jamboard-ul este gratuit, ai nevoie doar de o adresă de Google, dacă nu știu, pentru a avea acces. Răzvan, sunt foarte multe întrebări. Cum ne împărțim în grupe? Am mai răspuns la această întrebare. Ce alte unelte tehnice se pot utiliza? Așa cum spuneam și mai devreme, vrem să facem un PDF pe care să vi-l trimitem cu mai multe tool-uri și cu link-urile către ele. Bogdan, mai vrei să mai spui ceva? Da. Că venea și o întrebare pe chat legat de același lucru, legat de cum am putea realiza evaluarea unor activități. Un exemplu de tool pe care îl recomandăm și e simplu și care răspunde și la întrebarea, modalitatea prin care pot solicita elevilor să scrie un text cu timp limitat pe care apoi să-l citim și să-l vedem cu toții. Este Google Forms. E practic un formular în care tu ai pregătit întrebările, îl dai participanților, poate fi random numărul întrebării, adică la unii să fie prima întrebare pe locul întâi, la alții pe locul trei, ca să nu copieze. După ce ei răspund în timpul pe care tu l-ai oferit, tu poți să dai un share screen cu rezultatele lor. Deci Google Forms, la nivelul cel mai de bază, își face treaba. Și asta aș recomanda-o pentru cele două întrebări. Da, mai zicea cineva că Zoom este gratuit. Uite, chiar Daniel ne spune, dacă aveți școală, sunteți la școală și aveți o adresă de e-mail pe numele școlii, Zoom-ul este gratuit pe această perioadă, pentru cei care sunteți cadre didactice. Deci iată că... Te rog, Bogdan. Aici am să intervin eu. Deci Zoom-ul, în primul rând, este gratuit pentru toată lumea, dar în această perioadă, cadrele didactice au niște avantaje în plus. Ca să fie considerate adresele de mail care se înregistrează pe Zoom ca și cadrele didactice, școala trebuie să contacteze platforma de Zoom și să le trimită un document. Deci școala va trebui să ia legătura cu platforma de Zoom ca să, să fie marcată ca și educațional. Și în momentul ăla cu e-mailul școlii, când te-ai înscris, nu mai ai limitările obișnuite cu 40 de minute pe ședință și respectiv poți să ajungi până la 100 de participanți. Da, mai sunt și alte variante, learningapps.org, www.learningapps.org, Laura ne spune, da, sunt multe tool-uri, important este să înțelegem principiile care se află în spate. Iată, următoarea întrebare, activități concrete specifice unei discipline tehnice, cum ar fi informatica. Aici, dacă ar fi să mă gândesc scurt ce aș face, aș da o bucată de cod. Noi cu Bogdan suntem și informaticieni la bază. Aș da o bucată de cod din care poate lipsește ceva și ei ar trebui să completeze, sau poate aș face competiție în mai multe grupe între ei, care termină mai repede de făcut într-un anumit task împărțindu-i în grupe. Bogdan, ce idei mai ai legat de informatică? Aici am să vă fac o recomandare foarte puternică. În general, în momentul în care transmiteți informații în orice domeniu ați face, uitați-vă, dați un search pe YouTube, Teaching Codes sau Teaching History Online. O să dați de niște persoane care au făcut asta în ultimii ani, care au pus videouri pe YouTube în care au predat materia pe care o predați și voi și puteți să vedeți la ei niște tips and tricks incredibile. Deci există persoane care predau istorie într-un mod foarte dinamic, interactiv. Există un tip care predă chimie înregistrându-se în timp ce desenează formulele pe foaie. Deci
veți vedea diferitele modalități în care puteți să transmiteți informația, oricum ar fi materia voastră și orice materie ați avea, o găsiți pe YouTube. Pe lângă asta, specific legat de programare, programatorii au un avantaj în situația aceasta, faptul că își pot înregistra ecranul în timp ce programează. Și a te înregistra în timp ce scrii un cod și pe urmă fie a trimite înregistrarea studenților, fie a coda împreună cu ei și a-i întreba în timp ce scrii ce ar merita să scriu aici sau unde, cum ai vedea să mut funcția asta, unde ai vedea-o, cum ai zice să o redenumesc, și a colabora cu ei în programare este ceva ce cred că studenții n-au avut parte de așa ceva, colabora cu profesorul lor ca să creeze programul. Deci e o oportunitate unică pentru programatori acum. Răzvan, cred că întrebarea următoare e pentru tine, că se termină cu sunteți minunați. Care sunt următoarele webinarii și când sunt nerăbdătoare să aflu alte lucruri interesante? Mulțumesc, sunteți minunați! Răzvan? Momentan nu am planificat următorul webinar efectiv acesta legat de educație, însă pregătim poate ceva mai amplu, dar o să vă ținem la curent. Oricum, vă vom trimite vești și detalii pe mail, firește, și prin intermediul Facebook-ului poate. Sau. De asemenea, puteți să dați like paginii noastre și rămâneți conectați cu știri către noi, pentru că avem materiale interesante pe care le oferim. Aș adăuga și în momentul în care veți afla de webinar pe mail să îl share-uiți cu profesori, colegi de-ai voștri pentru a putea să ajungă. Uitați-vă, de exemplu, acum suntem la al doilea webinar și este full, 100 de persoane. Nu mai poate intra nici o persoană. E limitarea Zoom-ului plătită asta la rata pe care îl plătim noi și noi o să mai ținem, dar se umple. Deci vă recomandăm să ne recomandați ca să transmitem informația asta la cât mai multă lume, în special în perioada asta. Care ar fi cele mai folositoare unelte online? Vom trimite un PDF, așa cum spuneam mai devreme, cu acel calup, acea înregistrare. Cum ați împărțit în două grupe pe Zoom, v-am spus, o să scriem probabil în acel PDF și pas cu pas cum se face acest lucru ca să fie mai să fie simplu pentru toată lumea. Acum asigur că am conceput un design de curs online la care îmi ating obiectivele de instruire. Aici, Răzvan, cred că e pentru tine această întrebare. Nu înțeleg la ce se referă design de curs online. Mă gândesc că la activitățile de formare, cum le avem noi în manualul trainerului la Selification. Înțeleg. Ideal este să se pornească de la o analiză de nevoi a pieței. Spre exemplu, dacă este vorba despre un curs online, probabil că te adresezi unei anumite nișe. Dacă produsul tău, că este vorba de un produs educațional, dacă produsul nu rezolvă o problemă, nu soluționează o situație sau o provocare cu care clientul se confruntă sau participantul la curs, nu rezolvă o nevoie, nu satisface o frică în acest moment, să te gândești foarte serios dacă ar merita să mai lansezi cursul respectiv sau să-l faci. Deci merită să-l faci, merită să faci o analiză dinainte. După ce ai făcut efectiv cursul respectiv, găsește clienți, găsește participanți care sunt pe profilul clientului tău și trimite-le să-ți ofere feedback. Și astfel există mai multe variante prin care tu te asiguri despre faptul dacă ți-a atins sau nu obiectivele de instruire. De asemenea, ce recomandăm este să se ia legătura și cu oameni care au trecut prin asta, care au făcut cursuri, pentru a-și arunca, a-și oferi un feedback. Legat de asta, într-adevăr, un MVP se numește, Minimum Viable Product, aș face într-adevăr teste. Uitați, noi suntem acum la al doilea webinar, nu este exact la fel ca și celălalt, ci am îmbunătățit în funcție de feedback-ul pe care l-am primit de la voi. De exemplu, cele două activități care le-ați făcut în camerele de Jamboard au fost diferite față de primul webinar. Da, a primit feedback și a îmbunătățit permanent, face parte din gândirea și din mindset-ul nostru. Ce recomandări aveți pentru susținerea acestor activități pentru copii mici 3-6 ani? Răzvan, pentru tine e întrebarea asta, tu ai lucrat mult cu copii. Având în vedere că dacă vorbim de o grupă de vârstă de sub 6 ani, ei sunt foarte kinestezici, au nevoie să pună mâna pe lucruri. Și ar fi recomandat să folosești niște
că ăștia te recomandă să te filmezi și să ai obiecte pe care și ei poate să le aibă. De asemenea, cântecele, ei să cânte, deci să apelezi la audio-vizual mai degrabă și ei să facă lucruri dacă se poate acasă, poate firește dacă, sunt sigur că părinții le pot pune la dispoziție foarte ce și așa mai departe. Voi, deci merită să mergeți pe activități kinestezice în care să le arăți prin puterea exemplului ceea ce fac ei. S-ar putea să nu fie cea mai bună soluție să fie implicați prin intermediul laptopului, adică să folosească internetul, ci mai degrabă să folosească obiecte. Okay? Totuși vorbim despre copii în sub 6 ani, vorbim de preșcolari. Răzvan, Constantin vine cu o completare. Mai degrabă era vorba de cum asigur că mi-ating obiectivele prin planificarea atentă a lecției de la început până la final, ca o gândire prospectivă. Am înțeles. Cred că aici funcționează să te pui în mintea celui căruia îi predai, să efectiv să vezi dacă tu ceea ce predai aduce atât de multe valoare, dezvoltă competențele pe care le vrei. Deci, practic, să faci tu un joc de rol cu tine, tu să fii participantul și astfel să-ți creezi activitățile. Merită să lucrezi astfel, din punctul ăsta de vedere. Acum înțeleg la ce se referă. Totodată, Constantin, te invit să studiezi și modelul acesta. E un model pe care Răzvan îl predă în cursurile noastre de formare a trainerilor. Modelul Kirkpatrick de evaluare a unui training. Asta s-ar putea să te ajute mult mai mult pornind și analizând acel model. Zice Simona, te uiți în program, îți analizezi clasa, elevii, vezi care e stilul lor sau problemele lor și apoi îți concepi scenariul. Eu îți spune scenariile, Simona, că de multe ori noi avem și activități care sunt activități de rezervă sau activități pe care le apelăm la ele și în funcție de nivelul sau de răspunsul pe care îl primim de la participanți. Foarte bună observația ta. La preșcolar, ce pot folosi, Răzvan? În special lucruri kinestezice. Și de asemenea, ar merita foarte multă muzică. Deci da, aș merge pe lucruri de genul în care să filmez, te filmez la distanță și să apelez la obiecte pe care și ei să le aibă și în asta merită să vorbiți înainte cu părinții ca să aibă pregătite acele lucruri. Super! Bogdan, e pentru tine următoarea. Când fac share screen și prezint un videoclip, cum trebuie să fie setat sunetul? Participanții vor auzi automat ceea ce se întâmplă în videoclip? Există, în primul rând, e un lucru tehnic aici. În momentul în care apăsați pe butonul de share screen, sunt două bife acolo sub ecranele care pot fi share-uite. Trebuie bifate amândouă pentru a share-ui acel sunet și acea imagine bună pentru video. În momentul ăla, imaginea va fi la o rezoluție mai bună și participanții vor putea să urmărească video fără lag și ascultăm și sunetul. După care, recomandarea noastră este să dați stop share și dacă aveți ceva static de share-uit, să share-uiți fără acele două bife, pentru că consumă foarte multe resurse. Cum se folosește Menti? Trebuie să avem cont. Da, e ușor să-ți faci un cont, e gratuit să-ți faci un cont. Există un plan gratuit la ei. Noi nu suntem distribuitori Mentimeter de Menti pe România. Deci tot ce ați văzut acum e făcut gratuit. Deci tot ce am folosit noi e gratuit pentru menti.com. Arată-ne și interiorul. Sunt foarte multe opțiuni pe care le puteți avea în Mentimeter și cu care vă puteți juca și doar să vedeți așa puțin pe una oricare. Deci, la type... Adaug un slide, selectez, de exemplu, cel pe care l-ați completat voi, Word Cloud, pun întrebare, îmi selectez dacă vreau tema, vreau să fie pe negru, vreau să fie colorat, așa mai departe, zic câte variante sau câte răspunsuri poate să dea fiecare. De aici pot să configurez să fie în limba română. Și apăs pe butonul ăsta și s-a creat deja Mentimeter. Observați cât de repede am făcut un astfel de Mentimeter. Deci cam asta e tot. Menti se poate învăța în 5 minute. Pe YouTube sunt foarte multe tutoriale. Căutați How to use Mentimeter.
și e foarte, foarte simplu. Credeți că aceste metode vor rămâne de actualitate când se va reveni la normal? Credeți că e suficient timp pentru a provoca schimbarea? Dacă îmi permiteți, colegi, dragi colegi, vreau să vă spun un lucru legat de normalitate și mi l-am notat aici, am participat zilele trecute la un seminar cu peste 2500 de oameni legat de criză și de ce se întâmplă cu afacerile noastre de timp de criză. Vrem să revenim la normal, dar normalitatea se pare că deja s-a schimbat. Părerea mea este că multe dintre lucrurile care noi acum le adoptăm vor deveni comportamente și vor deveni obișnuințe pentru o mare parte dintre cei care vor vrea să învețe și cred că se va face o trecere la tot ceea ce înseamnă educație online mult mai rapid decât s-ar fi făcut dacă nu era această provocare pe care o trăim în acest moment. Vreau să vă spun, eu cum fac parte din și coordonez cel mai mare club de business networking, cel mai extins club de business networking din România, am făcut trecerea pe online și răspunsul din partea antreprenorilor este vrem și după ce se termină această perioadă să mai avem acest tip de conectare în online, pentru că ne place, considerăm că salvăm timp și sunt o mulțime de alte beneficii. Într-adevăr își doresc să se întâlnească și în offline și să fie acele întâlniri în offline, dar își doresc să mențină și aceste lucruri. Mergem la următoarea întrebare. Cum faci dacă vrei să-i pui să lucreze la o temă în echipă de 3 participanți timp de 10 minute în timpul sesiunii, folosind acele camere de care vorbeam ale Zoom-ului, se numesc breakout rooms și poți să selectezi câte camere vrei și câți participanți să fie într-o cameră, pui numărul de minute și poți să-i împarți și fiecare lucrează, colaborează și discută. Deci se poate și în echipe de câte 3 participanți. Vom pune în acel PDF. Pot să fac singură la lecție ce ați făcut voi? Răspunsul sincer este ar merita să ai un asistent care să fie cât de cât să cunoască softul. Ăsta e răspunsul pe care l-aș da. Dacă știi foarte bine un pic de un pic de utilizarea calculatorului, dacă te descurci foarte bine cu calculatorul, poți să faci singur. Personal, cred că Bogdan, Răzvan și eu am putea să facem asta și singur. Într-adevăr, fiind în echipă, am putut să facem unele lucruri mai repede decât le-am fi făcut în mod normal. Ca idee, în momentul în care aveți o clasă sau un număr de participanți, puteți vorbi de la început cu unul dintre participanți ca să fie, să-l faceți cu drepturi de administrator și în caz că se întâmplă o situație excepțională, nu va merge microfonul sau ceva de genul ăsta, să poată să administreze camera până când reveniți. Recomandarea mea, când apar situații de genul nu merge un microfon sau ceva se întâmplă, dați-le ceva de lucru screen în chat. Dați-le să lucreze 3 minute sau 5 minute, timp în care vă rezolvați problema, asta când sunteți singuri. Uite, Dorina zice, ar trebui să fim sprijiniți de un cadru legal în învățământ. Probabil, Dorina, se vor petrece și cadre legale. Eu am învățat un lucru. Lucrurile care nu pot să le schimb, nu le schimb. Schimb lucrurile care pot să le schimb și mă implic acolo unde merită să mă implic. De asta noi am hotărât fără doar și poate să ajutăm cât de mult putem profesorii, pentru că ne-am dezvoltat aceste abilități și am avut și noi provocări și am zis de ce să nu dăm mai departe aceste lucruri. Legat de sticky board sau Jamboard, deschideți un Jamboard google.com, vă trebuie un cont de Google, aveți în dreapta acest buton cu plus New Jam și creați efectiv un Jamboard nou. Cum spuneam și mai devreme, să nu uitați să dați share, adică să le dați acces și celorlalți. Aici ar trebui cine are link-ul să poată să editeze. Asta este tot și deja ați dat drumul la un Jamboard. Mărturisesc că am fost destul de sceptică în urma participării la un alt webinar, dar m-ați câștigat. Mă bucur că am fost aici cu voi. Mulțumim mult, Dorina. Ce unelte putem folosi pentru a crea lecții interactive? Eu am folosit AnyMarker. Bogdan, dacă ai un alt răspuns aici.
Depinde ce înțelegeți prin lecții interactive. Practic tot ce am învățat la webinar e o lecție interactivă. Probabil de acel desen pe care tu l-ai făcut despre tipologii, probabil asta era întrebarea. Deci există doodle.com, este ce am folosit eu pentru... Așa, am să spun. Acesta este una dintre uneltele online care poate fi folosită. Marea majoritatea lor sunt contra cost, dar există și câteva care sunt gratuite. Dacă veți căuta pe Google alternative to doodle.com, cam pe acolo... A, nu, în... Cum era? Doodlish? Sau cum se numea? Doodly, așa, Doodly. Alternative to doodly.com. Aici aveți multe, multe alternative. Așa, nu. Asta este denumirea corectă, că am greșit-o eu. Imediat vă pun în meeting. Doodly Alternative. Așa. Cu D-O-D-L-Y. Și acolo VideoScribe cred că este cel mai folosit. Nu le-am folosit decât pe una sau două. Îs drăguțe, îs frumoase, aveți nevoie de un microfon bun și în rest totul e bine. D-L-Y, Călin. Ok, bun. Ce metode utilizați în webinar? Asta e o întrebare destul de generală. Cam toate metodele pe care le-a prezentat Răzvan la început, plus încă alte metode pe care ni le-am dezvoltat în acești peste 10 ani de când facem educație pentru adulți și pentru copii. Răzvan, dacă ai o completare la aceasta, la acest răspuns, te rog. Practic, ceea ce încercăm să facem și ceea ce sper că și reușim noi trei, e să mergem pe educație experiențială. Și acest lucru înseamnă pur și simplu ca participantul să facă ceva, să fie implicat prin contextul pe care îl creează trainerii sau trainerul. În ce sens? Fie activitate mentală, fie întrebări retorice, fie implicare directă, fie discuție facilitată, fie jocuri de rol, fie jocuri individuale, fie lucru individual și lista merge mai departe. Asta ne interesează foarte mult să facem, să creăm acel context de învățare ca participantul efectiv să rămână, ca după aceea să zică da, a fost pe cât de interesant, pe atât de foarte util și după cum am văzut din părerile dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați confirmat că e încă o dată în care am mers pe educație experiențială. Alte tool-uri și pentru cei foarte mici, foarte, foarte mici. Aici, ce tool ai recomanda eventual Răzvan sau Bogdan, tool-uri pentru cei foarte mici sau dacă voi știți tool-uri pentru cei foarte, foarte mici, vă rog scrieți pe chat, hai să împărtășim. Interesul este să ne ajutăm. Există unelte pe School in the Cloud se numește, este proiectul lui Sugata Mitra. E un discurs TED legat de el, am să pun în chat. La un moment dat am văzut un discurs TED în care un Sugata Mitra a mers într-un sat din India, a pus un calculator și l-a lăsat acolo. Și copiii ăia au învățat singuri să utilizeze calculatorul, fără să existe niciun tutorial, niciun program. E un discurs TED legat de treaba asta. Văzând asta, m-am entuziasmat și m-am înscris în școala respectivă, în care oricine poate să primească educația necesară să fie un fel de facilitator pentru clase de copii din India. Și acolo aveți, în proiectul respectiv, aveți uneltele necesare ca să învățați cum să interacționați cu copiii pe Skype în condiții în care nu se aude bine, nu se vede bine, etc. Unul dintre lucrurile care erau foarte utile pentru ei erau un power question, adică o întrebare în care copiii să-și folosească imaginația sau pur și simplu skill-urile de group work sau ceva de genul ăsta ca să răspundă la ea. Copiii erau 5-7 ani, ceva de genul ăsta. Pe acolo erau 5-7 ani, dar existau diferite segmente de vârstă în funcție de ce îți doreai și tu, în funcție de care școli erau disponibile și vă învați acolo o grămadă și vă oferă materiale pentru lucruri online cu copii.
Și aveți acces inclusiv la nannies, se numesc persoanele care fac asta și puteți să vorbiți cu ele, în special în situația asta, sunt sigur că abia așteaptă să împartă informația. Aș vrea să adaug ceva și cred că e una dintre cele mai folositoare unelte, mai ales pentru preșcolari, relația părinte-copil. Merită să apelați la părinți ca să fie de față dacă sunt preșcolari și mai bine se îmbunătățește de asemenea dumneavoastră și fiecare dintre voi relaționați și cu părintele și cu copilul și astfel puteți să mergeți mai departe cu factorul și cu procesul educațional. Cred că ar merita să apelați la relația părinte-copil ca acel părinte să fie de față și să facă acele lucruri. Și chiar încercați că merită. Cum putem realiza evaluarea activităților? Veți vedea la final că avem și noi un formular de evaluare prin formulare, prin feedback-ul pe chat, prin Google Form, feedback pe chat, prin acele semne pe care voi puteți să le folosiți din lista de participanții. Puteți să ne dați semne că da, nu, aplauze și așa mai departe. Unii dintre voi deja le-ați folosit. Mai departe, informațiile din webinar le putem regăsi și într-un format pe care l-am putea primi pe e-mail. Da, vrem să facem un video care să conțină bucăți și din acest webinar și din celălalt, pentru că sunt informații interesante. O să-l prelucrăm și totodată am zis că vrem să facem și un PDF care să vă ajute cât mai mult. Momentan, cineva ne-a întrebat, de exemplu, săptămâna trecută, dacă mai plănuim să facem încă un webinar, poate chiar plătit, pentru a da mai multe informații. Ne gândim la asta în funcție de ceea ce ni se cere și în această seară putem gândi să facem și o variantă mai extinsă sau o variantă care să conțină toate lucrurile care, din punctul nostru de vedere, ar trebui să le includem într-un astfel de curs de formare, pentru că sunt multe lucruri care s-ar mai putea adăuga. Următoarea întrebare nu este întrebare. Ca prof am utilizat aceste metode și până acum, dar nu în mediul online. Acum trebuie să învățăm cum să le utilizăm în acest mediu. Corect? Corect? Pot folosi materiale din laptopul meu pe Zoom? Da? Cum să nu? Dacă vreți o să deschid acum, nu știu ce să deschid. O să deschid o revistă, orice, un PDF, iată, o revistă pe care mi-a trimis-o acum unul dintre clienții mei pe consultanță. O să dau de data asta stop share și vă voi share-ui un PDF. E o revistă de poezie a unuia dintre clienții mei. O revistă, ați observat, am share-uit un PDF. Deci se poate share-ui, da, orice, de la video până la un Word, până la o fereastră de browser, până la un YouTube, până la orice se poate. Inclusiv întregul ecran. Da, inclusiv întregul ecran. De exemplu, în cursurile de programare, voi puteți face un exemplu pe ecranul vostru, îi dați run, funcționează programul și după aceea închideți și rugați pe ei să șeruiască fiecare ecranul lor cum au rezolvat acea problemă. Se poate face notificări în PDF-ul șăruit. Există o posibilitate de adnotare, da? La noi cred că este oprită, dar se poate face adnotări pe ceea ce vedem pe ecranul celuilalt. Prin acest soft, cel puțin știu că se poate. Mergem mai departe. Nu este întrebare, asta a mai fost, da? Mulțumim din nou. Da. Hai să dăm un refresh, cred că mai sunt... Cum se numește jocul cu bănuții, Bogdan? L-am pus, am răspuns la întrebarea asta în chat. Practic, jocul pe scurt se numește licitația și ce faci este să dai 3 bănuți la fiecare participant. În cazul folosirii Jamboard, pui 3 stickere cu numele lor pentru fiecare participant, după care oamenii își aleg din jurul lor o unealtă, de exemplu, sau o păpușă sau ce au, și încearcă să o vândă auditorului. După care, în Jamboard, participanții mută bănuți pe stickerul care reprezintă obiectul vândut. Și astfel se vede care obiect a fost vândut mai bine. Ce resurse educaționale ne recomandați? Bogdan, ce recomanzi pentru educație experiențială? Bun.
Pe mediul online chiar ne gândeam acum cum am putea să compilăm materialele, să le facem cât mai accesibile. Ne gândeam, întrebarea e, v-ar fi utilă o carte legată de, care să conțină o grămadă de informații legate de cum tranzităm spre mediul online, sau preferați în varianta webinarii odată la ceva timp sau un curs care să fie mai lung și mai extensibil? Noi ne gândim, suntem acum în discuții legate de asta, că e foarte, foarte mult de transmis. Curs, webinarii, curs. Curs, carte, deci probabil ambele. Fiecare în funcție. Da. Material PDF, ambele asta variante. Asta sunt și discuțiile noastre. Bun. V-am făcut o grămadă de recomandări și vedem acum. Primim înregistrare, da, primiți o compilație, primiți mai mult decât ce ați văzut în acest webinar. Mergem mai departe, considerați că este de ajuns 50 de minute pentru a face activități care pot fi duse până la atingerea obiectivului propus, care ar fi, după dumneavoastră, durata optimă a unui curs pentru liceeni. Chiar vreau să zic, Răzvan. Da, mulțumesc, Alin. Trebuie luat în considerare că participanții, elevii, studenții, absolut oricine sunt ei, stau pe scaun. Și dacă nu faci lucruri interesante, interactive, îi pierzi și drept urmare merită să faci sesiuni scurte. Dacă, în schimb, din punctul acesta de vedere, acele 50 de minute, dacă sunt suficiente sau nu, contează de văzut cât de complex este obiectivul respectiv. Merită să împarți în obiective mai mici, să ai un scop general și scopuri specifice și să iei două scopuri specifice pe care să le dezvolți în acele 50 de minute. Firește, în funcție de fiecare materie, în funcție de fiecare situație. Totodată, Răzvan, o secundă, să nu uităm că tot ce am făcut noi astăzi s-a făcut în aproximativ o oră. Noi ne-am luat aproape o oră pentru a răspunde la întrebări. Deci voi ați făcut vreo 4 exerciții sau 5 exerciții într-o oră și ați zis că ați învățat foarte multe lucruri. Deci se poate face dacă îți gândești activitățile dinainte și le gândești într-un mod interactiv. Te rog, Răzvan, scuză-mă. Da, mulțumesc frumos. Este recomandat ca la un maxim de o oră jumate în sală să ții în training, ne referim training, nu în educație formală. Educația formală este împărțită, spre exemplu, în sesiune de câte o oră, în învățământul până în clasa 12, aici, apoi trece 2 ore pentru învățământul superior. Ideea este să vezi, și asta merită să soliciți acordul, și este o altă metodă de implicare, să vezi dacă interesul lor este constant la ceea ce faci tu, de asemenea tu să-ți gândești de la bun început că vei da pauze în timpul sesiunii. Aș mai adăuga eu ceva aici. Cursurile de pe platformele internaționale de genul Udemy, care au 1 milion plus utilizatori, au mult mai mult de 1 milion, ce fac ei este să recomande un maxim de 10 minute și între 5 și 7 recomandat pentru fiecare video. Și în alea 5-7 minute ei consideră că informația necesară cap-coadă, exemplu, teorie, încă un exemplu, poate fi transmisă. Evident, un curs e format din mai multe astfel de videouri și la fel și în ora respectivă se transmite mai mult decât un concept. Dar dacă vă creați conceptele în 5-7 minute de conținut și puteți să căutați pe net ce înseamnă în cuvinte 5-7 minute, există niște tool-uri pentru a calcula, și să vă scrieți în secvențe de câte 5-7 minute, participanții la webinarii vor primi niște lucruri foarte clare în fiecare interval de timp. Nu va fi foarte mult vorbit pe lângă. Legat de asta, legat de text cu timp limitat... Chiar arătam aici. Scrie răspunsul tău în 30 de secunde. Type-ul este type answer. Selectați asta și aici puneți timpul în care omul să răspundă. Se poate în Mentimeter, se poate și alte softuri știu deja să facă asta. Da. Eu am răspuns pe chat cu varianta băbească de Google Form, în care aveți un formular și după 30 de secunde arătați răspunsurile. Dar Mentimeter e mai bun. Cum putem realiza evaluarea elevilor? Am mai răspuns la întrebarea aceasta și o să vă arătăm la final. Avem posibilitatea de dictare de formule și texte matematice. Știe Google Docs asta, Bogdane? Nu știu dacă.
Există ceva, în primul și în primul rând, se poate share-ui ceea ce scrieți voi și în programele pe care le folosiți pentru a scrie acest lucru se poate. Sunt programe pentru a scrie formule matematice și poate fi share-uit ecranul respectiv, acele programe pot fi folosite și de către participanți. Acum, legat de Google Doc, pentru formule matematice, chiar acum mă uitam, există posibilitatea de a folosi ecuații în document, dar nu știu cât de avansat merge. Există insert equation. Deci când mergeți la insert, în stânga sus, apăsați equation. Dar nu știu exact cât de în detaliu și integrale și așa mai departe știe. Știu că Word-ul putea să facă la un moment dat, chiar am scris când eram elev prin clasa 11, am scris pentru un profesor universitar în Word o carte cu foarte multe formule, era un unchi de-a meu și m-am chinuit atunci. Deci Word-ul știu că atunci putea, mă gândesc că acum știe și mai mult. Cât timp să dureze o activitate online cu elevi identic cu o oră de curs normală? 40 de minute, maxim 50 de minute, eu cred că e suficient. Depinde cum gândiți acea activitate de curs. Uite, Geta ne zice, a fost un workshop foarte intens și eficient, prezentare profesionistă, mulțumiri, voi continua să descoperi oferta platformei și aștept cu nouă răbdare o nouă sesiune. Acum am descoperit pe Zoom. Mergem, mai avem 5 întrebări. Menti este gratuit, da, varianta care l-am folosit noi astăzi, tot ce am folosit este variantă gratuită. Nu avem Menti plătit în acest moment. Există o variantă mai complexă care este plătită, dar nu cred că aveți nevoie pentru activități de tipul celor de astăzi. Următoarea întrebare, credeți că nu s-a provocat schimbarea? Aș fi curios, Bogdan. Din ce punct de vedere? Răzvan, ia, răspunde, te rog, la această întrebare. Credeți că nu s-a provocat schimbarea? Nu știu din ce punct de vedere, să răspund, că observ că este, deci practic în acest moment, după o oră și 50 de minute, suntem cu 95 de participanți în total, 3 sunt cei care susțin trainingul, webinarul, deci 92 de persoane sunt în webinar, consider că este un pas înainte, am văzut părerile, am văzut atitudinea. Am văzut energia și... Răzvane, îmi spunea mai devreme colegul nostru că deja sunt oameni care n-au reușit să intre și sunt frustrați. Cred că mai ținem o dată și după aia facem acel video din 3 webinarii. Credeți că nu s-a provocat? Aici o să ne spuneți voi la final. Mergem la... Mai avem încă 3 întrebări. Un curs de storytelling educațional ar fi interesant. Mulțumim! Da, aici suntem, avem experiență, expertiză, Răzvan este expertul nostru numărul 1 storytelling și cred că ar merita să face, Răzvan, hai să notăm ca un potențial proiect. Mulțumim mult de tot, un webinar interesant și constructiv. Ce metode recomandați pentru rezolvări de probleme? Se pot face și joculețe, dacă vreți. Există tool-uri care permit să faceți joculețe sau ca elevul să aleagă din mai multe variante. De exemplu, dacă suntem la un curs de geografie, el are 20 de secunde să răspundă care este capitala, nu știu, Ungariei, de exemplu, și să aibă 4 variante, să răspundă în 10 secunde și puteți să folosiți și astfel de joculețe. Pentru rezolvări de probleme, mă gândesc acum la fiul meu, cum ar fi cu rezolvările de probleme. Probabil folosindu-ne de o variantă de Jamboard sau ceva de genul ăsta. N-am acum... da, te rog, Bogdan. Mai recomand să, repet, să urmăriți oamenii care predau asta de ani de zile pe YouTube. Veți vedea cum dau ei challenge-uri, provocări sau cum își întreabă participanții. Acele persoane au inclusiv live-uri pe YouTube în care lucrează cu mii de studenți la cursul lor de chimie, de matematică, de ce e și acolo puteți vedea cum interacționează cu ei. Adică urmăriți de la persoanele care sunt cele mai urmărite și care au fanatici, au fani de peste tot din lume cu materiile lor și învățați să fiți la un nivel wow. Deci e foarte tare și aveți foarte multe resurse în direcția asta. Aș putea să adaug 3 cuvinte. Există Equation Editor în Word. Dar asta înseamnă să-ți pregătești foarte bine, foarte bine ceea ce faci. Spre exemplu, cum se poate lucra? De exemplu, poți să faci, să instruiești pe copii după ce îi firește și tu stăpânești Equation Editor-ul din Word, din Office, și ei să meargă și să lucreze și să editeze în
documente Word. De asemenea, tu îți pregătești de dinainte, necesită un pic de efort, și le dai de lucru, ei pot să lucreze cu pixul pe hârtie, cu creionul pe hârtie și apoi da să trimită poză cu ceea ce au făcut. Și asta îi învață să scrie citeți, spre exemplu. Și după aceea poți să le arăți rezolvarea. Deci există soluții, spre exemplu. E bine să fim deschiși și asta cred că e cel mai important. Mulțumim tare, tare mult! Ultimul mesaj este, mulțumesc mult, a fost foarte tare, succese tuturor! Vă mulțumim și noi tare, tare mult pentru că ați fost alături de noi în această, hai să spunem, experiență minunată. Credem că au fost două ore vor fi până la final, pentru că la final vreau să vă mai spunem și o povestioară. A fost un timp petrecut cu folos și ne motivează să, iată, o să facem probabil încă un curs online, încă n-am discutat cu colegii, dar poate mai facem încă unul săptămâna care urmează. Aș vrea să le dau, înainte de a finaliza cu o poveste pe care vreau să vă spun chiar la final, aș vrea să dau cuvântul colegilor mei pentru concluziile lor și între timp o să ne dați și voi feedback legat de cum a fost pentru voi. Bogdan? Ok. Bun. Mă bucur foarte mult că v-am avut așa, ați fost foarte interactivi, 100 de participanți, nu se putea intra, chiar scria cineva că tot încerca să intre și până la urmă a găsit un loc, deci a fost o îngrămădeală, a stat lumea la coadă pentru webinarul ăsta. Mă bucură foarte mult că sunt încă 95 de participanți, deci asta este dovada faptului că oamenii au fost interesați și au stat până la capăt văzând valoarea transmisă. Eu am citit mesajele pe care le-ați lăsat acolo în chat și sunteți extraordinari și mulțumim. E foarte motivant pentru noi să citim când ne spuneți că cum vă va ajuta webinarul ăsta sau ce veți face cu informația, și în momentul în care ne transmiteți astea ne entuziasmați și ne îndemnați să mai transmitem și să fim aici, pe baricade. Mulțumesc! Răzvan? Ce pot să zic este un aspect și vreau să vin cu o povestioară prin care am trecut noi trei în urmă cu două săptămâni, în 13-15. Atunci urma să susținem certificarea Certification pentru 12 traineri de vânzări. Și dificultatea pe care am avut-o, după cum cred că știm cu toții contextul în care suntem, am avut dificultate cu oameni care trebuiau să vină din Ploiești, din București, din Chișinău, două persoane, Iași. Și nu știam dacă pot să mai plece din Timișoara. Și în miercuri, în 11, noi trei am stat și ne-am gândit ce facem. Și atunci ne-a venit o idee, hai să facem online. Și dacă ați ști cum au putut la momentul respectiv să ne sfârâie creierele și să venim cu idei. Bun, cum reușim noi să adaptăm? Să vorbim despre o certificare de 3 zile, să adaptăm un program de training, un program de certificare, un TOT, un trainer of trainers, un curs de formator experiențial. Pentru oameni care urmează să lucreze experiențial cu alți oameni, traineri, cum să facem asta în mediul online? Și atunci veneau ideile și am început să adaptăm activitățile, să susținem și să facem, și atunci am observat de fapt câtă valoare poți să aduci. Mai ales și la asta mă refer duminică, ce valoare poți aduce și prin intermediul online-ului când ești deschis. Și vă spun cât se poate de deschis acum, cât se poate de sincer și cât se poate de entuziast. Și vă spun același lucru pe care l-am precizat la început, the show must go online. Și merită ca educația să fie făcută online. De ce? Pentru că beneficiarul muncii noastre sunt elevii și practic viitorul de mâine. Și merită să... Dar începând din această clipă să vă gândiți ce puteți să faceți cu elevii dumneavoastră, cum puteți să faceți training cu participanții dumneavoastră și cum puteți să faceți educația cât mai interactivă ca ei să fie conectați nu la mediul online, ci la ceea ce dumneavoastră le transmiteți. Deci una peste alta, the show must go online și merită să facem acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Bogdan, mulțumim, Răzvan. Iată cum arată evaluarea noastră de la final. Era întrebarea cum evaluați acest workshop online. Mi-a plăcut atât de mult încât aș mai participa o dată. Două treimi dintre voi ar vrea să mai participe o dată. Probabil veți avea așa șansă. Restul vor să lase locul altor colegi.
și vor să recomande și altor colegi. Deci avem o treime, vor să recomande altor colegi. Probabil a fost greu să alegem între variantele acelea. Totodată, Răzvan, mai era ceva de spus legat de Jamboard? Parcă era încă ceva, te rog. Ne-ar bucura foarte mult dacă ne-ați lăsat și niște păreri. Mai ales că am folosit Jamboard-ul astăzi, poate ne lăsați și niște păreri în acele post-ituri pe care le-ați folosit astăzi atât de mult și chiar ne-ar onora acest lucru. Călin, dacă ești amabil să pornești un Jamboard, să trimiți... Da, da. Voi trimite un link de Jamboard în două minute. Până atunci aș vrea să ne scrieți în chat cum veți folosi aceste informații pe care le-ați văzut astăzi. În acest webinar. O să vă dau un acces la un Jamboard, tocmai fac ceea ce v-am arătat că se poate face și vă pun acest link aici. Acesta este linkul. După webinar vă rog să puneți acolo post-it-ul vostru. Și vă spuneam că vă zic o povestioară într-un minut la finalul acestui workshop. Inițial mi-am pregătit o altă povestioară, dar vreau să vă spun o povestioară care mi-a venit acum pentru că cred că a fost o seară minunată. E o povestioară pe care o spunem de multe ori la certificările noastre de trainer certification și povestioara sună în felul următor. Erau doi prieteni care se plimbau prin centrul Manhattanului. Știți că în centrul Manhattanului, pe vremurile bune, la un moment dat erau foarte multe mașini, foarte mulți oameni, o hărmălaie de nedescris. Unul dintre cei doi chiar locuia acolo în New York, iar celălalt era un prieten de-a lui, un indian american care a venit să îl viziteze pe prietenul său. Și la un moment dat, indianul american se uită la prietenul lui și zice: Ascultă, am auzit un greiere. Prietenul lui se uită neîncrezător la el și spune: cum naiba să auzi un greiere în tot vacarmul acesta? Zice: nu, să știi că am auzit un greiere. Și indianul american se duce lângă un gard unde era un smog de iarbă, întinde mâna și ia un greiere. Și se întoarce către prietenul lui cu greierele în mână și îi arată. Zice: uite greierele, ți-am spus? Și atunci prietenul lui îi spune: pe semne că ai un auz supraomenesc, cum poți să auzi acel greiere? Zice: nu, auzul meu este la fel ca și al tău și dacă vrei poți să-ți demonstrezi asta. Și atunci indianul american bagă mâna în buzunar și scoate o mulțime de monede pe care le aruncă pe caldarâm, iar pe o rază de 5, 6, 10 metri, toți cei care erau acolo se opresc și să vadă dacă nu cumva acei bănuți, acele monede n-au căzut din buzunarele lor. Și atunci indianul, plin de înțelepciune, se uită la prietenul lui și spune așa: vezi? Înțelegi acum? N-am un auz supraomenesc. Depinde doar ce e important pentru tine. Dragii mei, în această seară v-am arătat o mulțime de tool-uri noi. V-am arătat o mulțime de metode și metodologii noi pe care le puteți folosi în experiența voastră cu elevii, în experiența voastră cu cei pe care îi cursați. Unii dintre voi le veți folosi și veți merge mai departe, așa cum îmi spune Mariana Neculae și Ana Tudoran. Alții nu le veți folosi. Eu pot să vă spun doar un singur lucru, sau noi putem să vă spunem doar un singur lucru. Depinde ce este important pentru voi. Vă doresc o seară minunată în continuare, sunteți extraordinari și dacă v-a plăcut, lăsați-ne în chat aici. Dacă v-a plăcut, lăsați-ne pe Jamboard, mai pun încă o dată linkul de Jamboard și lăsați-ne inclusiv pe pagina noastră comentariile voastre cu privire la cum a fost în seara asta. O seară minunată, vă mulțumim tare, tare mult! Pa, pa! La revedere!